Jurnalul Trinitas continuă cu informațiile pe scurt. Preoții din cele 6 protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa la un program complex inițiat de sectorul social-filantropic pentru alinarea suferințelor bolnavilor aflați în faza terminală, dar și pentru sprijinirea tuturor categoriilor de persoane cu dizabilități. Proiectul presupune atât săvârșirea de rugăciuni pentru însănătoșirea bolnavilor, cât și acordarea de diferite ajutoare: medicamente, chituri igienice, alimente, hrană caldă, îmbrăcăminte, fructe, dulciuri, cărți de rugăciuni și icoane. Acțiunile se vor desfășura în spitale, căminele de bătrâni, centrele pentru persoane cu handicap, centrele rezidențiale, dar și la domiciliul persoanelor nedeplasabile. Preoții dintr-un cartier periferic al Constanței au lansat programul Lada cu pâine, o cutie din lemn unde oamenii nevoiași găsesc mereu o pâine pentru acasă. În cadrul acestui proiect, persoanele defavorizate din cartierul Palazul Mare au un ajutor zilnic din partea bisericii. O ladă de lemn montată la gardul locașului de cult este umplută în permanență cu pâine, din care cei care au nevoie se pot aproviziona fără bani. Inițiativa filantropică aparține preoților de la Biserica Sfântul Gheorghe, care doresc astfel să se asigure că niciun enoriaș din parohie nu suferă de foame. Ieri la Biserica Parohiei Râncaciov din județul Dâmbovița s-a desfășurat activitatea religios-educativă Icoana Fereastră către Cer. Aceasta a avut un caracter catehetic, marcând importanța cinstirii Sfintelor Icoane în Biserica Ortodoxă. La eveniment au participat elevi, cadre didactice și numeroși tineri din Râncaciov. În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat ieri o slujbă de binecuvântare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului din Cluj-Napoca. În cuvântul rostit, ierarhul a subliniat importanța misiunii pe care o au angajații din serviciul social în lumea de astăzi. Un nou locaș de cult a fost construit în orașul Nicosia din Cipru cu sprijinul Bisericii Ortodoxe Ruse. Biserica, așezată sub ocrotirea Sfântului Andrei și a tuturor sfinților ruși, a fost construită în stil rusesc. La slujba de sfințire programată pentru data de 27 martie, va participa președintele cipriot Nikos Anastasiades. Noua biserică are 5 cupole aurite care au fost aduse de la Sankt Petersburg în timpul verii. Cupola centrală, cu o greutate de aproape 8 tone, a fost plasată pe biserică pe data de 7 iulie 2016. În biserică se vor putea ruga aproximativ 400 de oameni.